Marcel Ciolacu și Mircea Joană, în momentul în care, doamnelor și domnilor, avea David Popovici cursa și au ascultat în picioare imnul național. Vedem mai întâi aceste imagini cu Marcel Ciolacu și Mircea Joană. O să intrăm în legătură directă cu Victor Ponta, a fost și el la această întâlnire. Și apoi o să vedeți și imagini cu Marcel Ciolacu față în față cu Mircea Joană, cu mai puțin de 4 luni înainte de alegerile prezidențiale. Vedem imagini. Bravo, tută! Tută, aranjat! În legătură directă cu noi este fostul președinte PSD și fost premier Victor Ponta. Bună ziua, domnule Ponta, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, doamnă, vă rog. Vreau să vă prezint și ceilalți invitați. În platoul decisiv din partea PSD este purtătorul de cuvânt al partidului Lucian Romașcanu. Bună ziua, mulțumesc. Din partea PNL, Viorel Cataramă, și jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan. O să încep cu dumneavoastră, domnule Ponta. Ați văzut aceste imagini exclusive pe care le avem. Îi rog pe colegi să arate și aceste imagini de la masă, aseară, la un restaurant din capitală. Vă vedem pe dumneavoastră, îl vedem pe Marcel Ciolacu, iar în fața lui Marcel Ciolacu, nimeni altul decât Mircea Joană. Ce s-a discutat la această masă, domnule Ponta, timp de mai bine de 2 ore? Nu știu. Eu aseară n-am fost la nicio întâlnire politică. Am fost la ziua de naștere a unui bun prieten, fost coleg cu dumneavoastră, de altfel, la Crustul Antena, și n-a fost o întâlnire politică. Atât. Dar despre ce ați discutat, domnule Ponta, timp de 2 ore? Despre vreme? Despre ce ați David, discutat? Despre David Popovici. Și nu s-a discutat? Nu, la modul foarte serios. Repet, am fost la ziua cuiva, un prieten, nu e un mare secret, cred că știți, acum este pe 29, și au fost invitați acolo o mulțime de oameni. Nu s-a făcut politică și oricum în viața mea nu aș povesti la televizor ceva de la o întâlnire. Nu asta știu, este altceva că nu ați povestit, domnule Ponta, și nu, Doamne, că nu s-a discutat despre politică la această masă. Nici dacă m-a tăiat și îmi pune sare pe tăieturi, nu o să povesteze la nicio întâlnire privată. N-a fost o întâlnire politică. Repet, a fost ziua de naștere a unui prieten foarte bun. Poate și al dumneavoastră. Dar cred că puteți să ne spuneți cum au ajuns, tocmai dumneavoastră spuneați că a fost o mulțime de oameni acolo, cum a ajuns la aceeași masă Marcel Ciolacu și cum a ajuns la aceeași masă față în față cu Marcel Ciolacu chiar Mircea Joană. Pentru că, iată, vedem, sunt mai multe mese acolo, au fost mai mulți invitați. Nu știu cum sărbătoritul, cum a invitat oamenii, dar nu, în niciun caz n-a fost o întâlnire politică și în niciun caz, dacă era o întâlnire politică sau discutat cineva, fiind o chestie privată, nu mi se pare nimic de povestit. Bun, și ați discutat timp de 2 ore doar despre David Popovici, domnule Ponta? Ca să fiu sincer, eu am stat chiar mai mult de 2 ore. 2 ore, înțeleg că au stat la masă, la aceeași masă, Ciolacu cu Joană. Nu știu exact, adică știu cine a fost, dar nu a fost nicio întâlnire publică și nu a fost o întâlnire politică, 100%. Bun. A fost ziua de naștere a cuiva și mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Și repet, ați discutat timp de 2 ore doar despre David Popovici? Repet, deci dacă mă torturați, dacă mă ardeți cu focul, nu o să povestesc ceva de la întâlniri private niciodată, că e de prost gust să povestesc de la întâlniri private, dar am fost la ziua de naștere a unui foarte bun prieten. Atât. Domnul Joan a făcut-o. Ne aducem aminte când vorbea despre faptul că lideri PSD au venit la el în urmă cu un an, n-a spus exact timpul, orizontul de timp, dar spunea că au venit lideri PSD la el să-i ceară să candideze la alegerile prezidențiale. Eu acum v-aș întreba. Mă cunoașteți de foarte mult timp, îi salut și pe domnul Romașcanu, și pe domnul Cataramă, care mă cunosc de asemenea. Sunt doi oameni cu care de multe ori m-am întâlnit în locuri private. Nu am ce să povestesc. A fost ziua unui prieten. Atât.
Bun. Vreau să vă întreb atunci, sunteți, deci practic la aceeași masă, recunoașteți acum, este o premieră, la aceeași masă vedem doi foști președinți PSD, dumneavoastră respectiv domnul Gioană, și actualul președinte PSD, cu mai puțin de 4 luni să aibă loc alegerile prezidențiale. Nici Ciolacu, nici Gioană nu au anunțat oficial că vor candida, că vor intra în cursa pentru alegerile prezidențiale. Și eu vă întreb acum, nu știu, ar putea PSD să-l susțină pe Mircea Gioană și să nu candideze Ciolacu? Ar putea Mircea Gioană să nu intre în această cursă pentru alegerile prezidențiale și să candideze Marcel Ciolacu? Acum știu că nu m-ați întrebat asta. Eu pot să vă spun de mine că nu candidez. Cine o să candideze pot să vă spună respectivii. L-aveți pe Lucian acolo, care știu pe 24 e congresul PSD-ului. Probabil că PSD-ul va decide atunci cine candidează și pe cine susțin. În niciun caz nu s-a... Dar dumneavoastră sunteți consilierul premierului Marcel Ciolacu. Dumneavoastră ce l-ați sfătuit? Pe chestiuni de politică economică. Domnule Ponta, nu înseamnă că nu discutați politică cu Marcel Ciolacu. Da. Mai ales că dumneavoastră sunteți fost președinte PSD, ați candidat la alegerile prezidențiale, ați intrat în turul 2 și ați pierdut. Și eu, și Gioane, și Năstase, și Dăncilă. Eu îmi doresc un singur lucru și am spus și public chestia asta, că în 2024... toți cei care de 20 de ani tot votează să nu iasă PSD-ul și ne-au potrivit cu Băsescu și cu Iohannis, să termine cu prostia asta odată, că după aia se plâng. Aoleu, ce rău e Băsescu, aoleu, ce rău e Iohannis. Poate le trece prostia asta odată și votează cine o fi cel mai bun. De președinte nu să nu mai voteze, că să nu iasă PSD-ul. Atât am doresc, foarte tare. Părerea dumneavoastră atunci vă întreb. Ce credeți? Va candida și Gioană, va candida și Ciolacu sau va candida doar unul dintre ei? Nu știu. Nu știu și nu în niciun caz, și dacă aș ști, nu vă spune eu, că e normal să vă spună ei. Nu vorbesc eu în numele altor oameni. Eu am fost în poziția domnului Ciolacu, prim-ministru, președinte de partid. Nu e o poziție ușoară și sunt convins că atunci când va decide, vă va anunța el sau îl va pune pe purtătorul de cuvânt. Nu pot să-mi dau cu părerea. Dar dumneavoastră l-ați întrebat pe Marcel Ciolacu, candidezi, nu candidezi? Pe Mircea Gioană la fel l-ați întrebat, până la urmă candidezi, nu candidezi? Că domnul Gioană ne anunță că e tot mai aproape să facă un anunț. Marcel Ciolacu spune că mai avem puțin și să așteptăm congresul de pe data de 24 august. Așa mi-au zis și mie. Același lucru v-au... Ce anume? O să vedem, o să ne anunțe. Deci nici măcar dumneavoastră nu v-a spus dacă vor candida sau nu. Și dacă îmi spuneau, nu vă spuneam eu dumneavoastră, îi lăsam pe ei să spună. Dar încă o dată, că aveți totuși doi invitați importanți și amândoi se pricep ca și mine. Singurul lucru pe care eu... Da, dar ei nu au fost la masă cu Ciolacu și cu Gioană, domnule Pont. Eu am fost la ziua cuiva, nu, atâta. Dar zic că aveți doi invitați care ca și mine... Dincolo de cine o să fie, cine o să candideze, cine o să fie președinte, noi știm că, de fapt, în 2025, cel mai important, pe lângă președinte, e cine va fi prim-ministru și guvernul pe zona economică. Pentru că, până la urmă, știți cum e. Sigur că e cel mai interesant pentru oameni, domnule, președinte X sau Y. Păi hai să... Atunci ar putea, salarii, să fie, ar putea să fie Ciolacu prim-ministru și anul viitor, dacă l-ar susține pe Gioană, și ar putea să existe o astfel de înțelegere, PSD să-l susțină pe Gioană și, în schimb, Gioană să-i promită lui Ciolacu că îl numește premier după alegerile prezidențiale și parlamentare? Eu cred că Marcel Ciolacu azi este mult mai bun ca prim-ministru decât era acum un an și e normal. Am învățat în anul ăsta. De sfatul dumneavoastră ar fi pentru Marcel Ciolacu să nu candideze sau ce să înțelegem de aici? Mi-am spus părerea apropo de cum e cu turul 2, în care de fiecare dată se creează propaganda aia cu veni să salvați țara și o salvăm și o dăm lui Băsescu sau o dăm lui Iohannis țara și uite ce, că ne-am dus la naiba tot. Bun. Dar cred că e foarte important ca la anul, guvernul, că îl conduce Ciolacu, eu cred că în acest moment e cel mai bun de prim-ministru. Dar poate să fie și altcineva prim-ministru. Problema e că viața noastră o să depindă de ce va decide guvernul la anul și foarte puțin de ce va decide președintele.
Domnule Romașcanu, ați discutat, sunteți președintele de organizație din care face parte și Marcel Ciolacu, da? Sunteți apropiat, aveți și o legătură de rudenie cu Marcel Ciolacu. Ați discutat cu Marcel Ciolacu ce despre întâlnirea pe care a avut-o aseară cu Mircea Geonă? Știați că a avut-o această întâlnire cu Mircea Geonă? Ce? Deci domnul Ponta nu comentează mese la care este. Eu ar fi culmea să comentez o mese la care n-am fost. Da, dar poate ați vorbit cu domnul Ciolacu. Cred că aveți o relație mai apropiată. Avem cu o relație, n-am vorbit. Decât o are Victor Ponta. N-am, băi, eu știu. N-am vorbit astăzi și exact ce spune Victor Ponta. E ziua domnului, cred că din capul mesei. Mai sunt și alți oameni pe acolo. Ar fi de domeniul incredibilului să se discute strategii politice între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană lângă Marius Tucă sau lângă o masă mai încolo. Dar nu cred că Marius Tucă a stat tot timpul la masa aia. Păi nu cred, adică e că ziua el, era ziua lui de naștere, bănuiesc că a făcut un tur al meselor. E un material drăguț de comentat, dar nu cred că avem ce comenta. A fost o petrecere și punct. Mai departe o să vedem dacă Marcel Ciolacu candidează. Vă anunț în premieră, în direct, că am transmis rezoluția PSD Buzău prin care îl susținem la președinția partidului pe Marcel Ciolacu. Îl delegăm, e primul pe listă, e ok. Mai departe cu președinția României, cred că în jurul... La alegerile parlamentare sau prezidențiale ați adoptat rezoluția? Deci la prezidențiale și înainte nu să... Nu la la președinția partidului. La președinția partidului și pentru prezidențiale nu ați... Pentru prezidențiale n-am discutat, o să fie congresul, dar eu cred că undeva la mijlocul lunii august o să avem și decizia domnului Ciolacu. Părerea. Domnule Cataramă...